77 de posturi de lucrători calificați în Germania. Lista este publică și se regăsește și pe pagina oficială a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș. Acestea sunt cuprinse în programul național EURES România și pot fi ocupate prin selecție programată pentru data de 20 februarie la Brașov. Sunt vizate persoanele calificate în domeniul hotelier-gastronomic. Angajarea se face pe o perioadă de 9 luni, începând cu luna martie, cu posibilitatea de prelungire. Cei care, mai ales oamenii din județul Mureș, care vreau să se înscrie la aceste cursuri, trebuie neapărat să vină la noi la Agenția Națională a Forțelor de Muncă Târgu Mureș, care se află pe Iuliu Maniu numărul 2. Persoană de contact, vă dau un număr 0265266553, consilier EURES, pentru a fi înregistrați în baza de date și a primi invitație de participare la selecție. Compania germană Europa Park, McDonald's și Centrala de Mediere a Străinilor și Specialiștilor ZAV Bonn oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: bucătar 20 de posturi, ospătar 25 de posturi, personal în industria gastronomiei de sistem 20 de posturi, ajutor bucătar 6 posturi și cameristă room boy 6 posturi. Se arată în comunicatul remis de AJFM Mureș. Condițiile de muncă sunt avantajoase. Programul de lucru va fi cu normă întreagă. Cazarea va fi asigurată de angajator sau acesta va sprijini muncitorul în vederea obținerii unei locuințe. Salariile oferite între 1500 și 2200 de euro brut pe lună pentru lucrătorii calificați bucătar, ospătar și de 1300-1600 de euro brut pe lună pentru persoanele necalificate, ajutor bucătar, cameristă și persoane în industria gastronomiei de sistem. Actele necesare participării la concurs se vor depune la sediul AJFM Mureș până la data de 20 februarie. Doritorii vor completa o cerere tip la care vor anexa o copie după cartea de identitate sau pașaport, un CV model Europass redactat în limba germană, cazier judiciar în original și o adeverință de la medicul de familie cu mențiunea clinic sănătos, apt de muncă. O altă condiție pe care solicitanții trebuie să o îndeplinească se referă la experiența în domeniu și bune cunoștințe de limba germană și de limba engleză.